Un adevărat infern s-a năpustit asupra chilienilor. Peste 110 oameni și-au pierdut viața. Majoritatea spitalelor municipale, în special cu profil pediatric, sunt la capacități peste cele maxime. Ținta noastră este o creștere de 8-10% anual pentru perioada următorilor 10 ani. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova. Observați și să simțiți acest vibe care există la Chișinău. Cristina Gerasimov a depus jurământul în calitate de viceprim-ministru pentru integrare europeană. Ceremonia a avut loc în această dimineață în prezența președintei Maia Sandu și a premierului Dorin Recean. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Înainte de a prelua funcția, Cristina Gerasimov a deținut poziția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Anterior a lucrat în calitate de consilier prezidențial pentru politică externă și integrare europeană, precum și secretar general al Cancelariei Șefei Statului. Maia Sandu i-a mulțumit Cristinei Gerasimov pentru faptul că a acceptat această provocare. Cristina Gerasimov are experiență în instituțiile statului în ultimii 3 ani și îi mulțumesc pentru că a lucrat în echipa mea o bună parte din această perioadă și această experiență o va ajuta, ne va ajuta ca să putem să organizăm procesele eficient, ca să reușim să implicăm toată lumea și să putem să ne mișcăm cu pași rapizi, pentru că în viitorul cel mai apropiat să ajungem la linia de finish, să putem să sărbătorim aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ministrul Afacerilor Externe al Moldovei, Mihai Popșoi, efectuează prima sa vizită oficială în străinătate în noul său rol. Oficialul a sosit astăzi la București la invitația ministrului român al Afacerilor Externe, Luminița Odobescu. În cadrul întâlnirii de 2 zile, pe agenda discuțiilor se află prioritățile statelor, precum și activităților viitoare în proiectele comune. În cadrul vizitei, ministrul Popșoi va avea întrevederi cu prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, președintele Senatului, Nicolae Ionel Ciucă și președintele Comisiei pentru Politică Externă, Senatul României, Titus Corlățean. Двоих исключили, четверых оставили. Сегодня Высший совет прокуроров изучил досье 6 кандидатов на должность генерального прокурора. Четверо из них перешли на следующий этап. Решение совета озвучил его председатель Думитру Обаде. Исключить из конкурса на должность генерального прокурора кандидата Илье Ротару за несоответствие требованиям конкурса. Исключить из конкурса на должность генпрокурора кандидата Сергея Пержу, поскольку он не предоставил весь список документов. Председатель ВСП также отметил, что ведомство планирует провести собеседование с выбранными кандидатами в феврале и в начале марта. Andrei Iavorski, suspendat din funcția de șef al Inspectoratului Național de Probațiune, scapă de acuzațiile de abuz de serviciu. Procuratura Anticorupție a anunțat despre clasarea cauzei penale și scoaterea de sub urmărire penală a acestuia. Procuratura a menționat că nu au fost stabilite încălcări de ordin penal. În reacție, Iavorski a cerut să fie restabilit în funcție și să-i fie achitate salariile în perioada cât a fost suspendat, 1 an și 8 luni. Am primit un răspuns oficial că nu aș avea dreptul să exercit atribuțiile de serviciu și prezența mea în continuare la serviciu n-ar fi altceva decât o samovolnicie. Uitați că acum avem ordonanța de clasare a cauzei penale, scoaterea de sub urmărire penală, încetarea suspendării, fapt despre care a fost informată doamna ministru pe data de 31, însă acestea le ignoră în continuare. În plus, Iavorski a solicitat câte 1000 de lei pentru fiecare zi cât a fost suspendat.
Ministrul Justiției a anunțat că a recepționat cererea lui Andrei Iavorski. Totodată a declarat că Inspectoratul Național de Probațiune a contestat ordonanța Procuraturii Anticorupție privind scoaterea acestuia de sub urmărire penală pentru reexaminare în ordinea ierarhic superioară. O funcționară a primăriei Orhei și un cetățean al Federației Ruse au fost astăzi arestați și plasați în penitenciarul numărul 13 din capitală pentru 30 de zile. Asta după ce oamenii legii au ridicat în biroul angajatei autorității publice locale Orhei o sacoșă neagră cu peste 600 de mii de lei, dar și mai multe liste cu simpatizanții unui actual și fost partid. De asemenea, ofițerii Inspectoratului Național pentru Investigații și Procuraturii PCCOX au ridicat de la cetățeanul rus o sacoșă neagră cu peste 180.000 de lei și 200 de euro. Bărbatul, în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost reținut în Strășeni, pe traseul din apropierea satului Păneșești. În total, de la ambele persoane au fost ridicate peste 800.000 de lei. Bănuiții sunt învinuiți de implicare în activitatea criminală organizată. Totuși, în presă se vehiculează că cei doi ar fi membrii Partidului Șanse. Acest fapt a fost infirmat de către liderul fracțiunii Alexei Lungu într-o discuție telefonică cu jurnalistul nostru. De asemenea, am telefonat la primăria Orhei pentru a obține un comentariu despre funcționarea reținută, însă și de această dată nimeni nu ne-a răspuns la telefon. Până la pronunțarea instanței, ambii bănuiți beneficiază de prezumția nevinovăției. Potențialul investițional din sectoarele energetic, de securitate, agricol și de sănătate au fost abordate astăzi în cadrul evenimentului de deschidere a Forumului Investițional Business 2024. Misiunea de afaceri a reunit la Chișinău oficiali ai executivului, diplomați, antreprenori din țara noastră și din România. Să observați și să simțiți acest vibe care există la Chișinău, oportunitățile care există aici și foarte important, un sentiment de welcoming investments. La nivel practic, țara noastră ce oferă? Deci, cel mai important este că noi convingem Bucureștiul și Washingtonul și am avut o delegație de la Development Financial Corporation. Investițiile în Republica Moldova ar însemna o creștere economică de cât la sută? Sau? Obiectivul nostru este creșterea economică să fie peste 7% pentru o perioadă de cel puțin 7 ani, în așa fel încât să putem să ne dublăm produsul intern brut. Planuri de investiții sunt și în sectorul economic. Ținta noastră este o creștere de 8-10% anual pentru perioada următorilor 10 ani. Dar cum o veți accelera? Ce veți face la nivel practic? Următorii pași? Reforme, aspectul piață de capital. Avem nevoie de acces la capital mult mai larg. Antreprenorii găsesc tot mai atractivă țara noastră și spun că Republica Moldova are un potențial enorm, cât și o cale deschisă către piețele din Uniunea Europeană. Avem statutul astăzi, România, de principal partener comercial al Republicii Moldova și lucrul acesta a creat peste 10.000 de locuri de muncă, investiții peste 300 de milioane peste 400 de milioane de euro, o cifră de afaceri de peste 1 miliard, sunt doar câteva date statistice. Din perspectiva mea de antreprenor în domeniul medical din România, avem un business în dispozitive medicale implantabile, în distribuție. Am întâlnit deja câțiva jucători din turismul medical, îi aștept pe cei din spitalele private și am vrea să facem un schimb de experiență pentru că învățând unii de la alții putem face poate și business împreună. Oportunități de afaceri sunt în Republica Moldova, susține și ambasadorul SUA în țara noastră. Sorry, Alex is taller than I am. Bună dimineața! Bine ați venit la Chișinău! What type of opportunity?
I think there are all kinds of great opportunities here. We know the government is working very hard to eliminate some of the regulations that have made it hard to do business here. We think there are a number of areas, in particular the IT sector, which is booming, but we just heard from the energy minister, from the agriculture minister, from our deputy prime minister here for digitalization and economic growth. He's looking for areas where we could see companies that are already investing and working in Romania. Cum reușim noi să facem business în Republica Moldova? Cum se reușește? A face business în Republica Moldova, asta ce înseamnă? A face business în Republica Moldova este pe cât de profitabil, cât și provocator câteodată, dar cred că două mesaje sunt importante aici. Noi suntem o comunitate de 160 și chiar mai mult companii în Republica Moldova, care sunt foarte eficiente din punct de vedere al profiturilor generate, dar și al forței de muncă angajat. Și pe de altă parte, noi am pășit pe calea negocierii aderării la Uniunea Europeană. Misiunea de afacere a companiilor din România este organizată la Chișinău de Camera de Comerț Americană din Republica Moldova în parteneriat cu cea din România și cu sprijinul ambasadei SUA în Republica Moldova. Bolile respiratorii fac ravagii în capitală. Spitalele pentru copii sunt arhipline cu micuți și nu mai fac față numărului mare de bolnavi. Problema a fost discutată în cadrul ședinței săptămânale a primăriei, unde reprezentanții Direcției Generale Asistență Medicală și Socială au spus că cele mai răspândite boli sunt pneumonia și bronhopneumonia, care progresează rapid și au simptome agresive. Vreau să vă comunic că la moment situația în municipiul Chișinău cu privire la epidemiologie este destul de complicată, dat fiind faptul că majoritatea spitalelor municipale, în special cu profil pediatric, sunt la capacități peste cele maxime în ceea ce privește acordarea asistenței specializate spitalicești. Șeful adjunct al Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, Vladimir Bolocan, a declarat pentru Newsmaker că numărul copiilor internați în spitale depășește cifra de 400, ceea ce reprezintă un surplus de 20% din limita spațiilor disponibile în instituțiile medicale spitalicești din capitală. Situația este la fel de critică și în rândul adulților, așa cum s-au înregistrat peste 350 de spitalizări ale pacienților cu boli respiratorii. Medicii îndeamnă populația să nu trateze de sine stătător primele simptome de răceală, dar să se adreseze de urgență după ajutor la medicii specialiști. Tăieri masive și ilegale a pădurilor în raionul Dondușeni. La solicitarea primăriei satului Arionești, inspectorii de mediu au desfășurat o acțiune în cadrul căreia au descoperit zeci de încălcări. În total, în fondul forestier al zonei s-au înregistrat peste 120 de tăieri de arbori de salcâm, arțar și frasin. Paguba totală este de aproape 10.000 de lei. De asemenea, au fost semnalate cazuri de tăiere ilegală și în raionul Rezina, unde au fost tăiați 12 arbori de salcâm. Ecologiștii au reușit să stabilească identitatea infractorului, care s-a dovedit a fi un locuitor al satului Sârcova. Bărbatul a fost amendat cu 2.500 de lei. Candidatul la alegerile prezidențiale din Rusia, Boris Nadejdin, riscă să nu fie admis în campania electorală din această primăvară. Asta după ce Comisia Electorală Centrală a invalidat peste 15% din semnăturile colectate de echipa sa. Comisia de evaluare a examinat până acum 60.000 de semnături din cele câteva sute de mii depuse de către concurentul electoral. Pentru a fi admis un candidat în scrutin, rata semnăturilor nevalidate nu trebuie să depășească cifra de 5% din totalul celor colectate. Politicianul a anunțat pe rețelele de socializare că va contesta decizia cecului. Este suficient pentru noi să demonstrăm că 4.500 de semnături din cele 9.209 semnături recunoscute ca nevalidat sunt de fapt valide, a scris Nadejdin într-un mesaj pe canalul său de Telegram. Alegerile prezidențiale din Rusia se vor desfășura în perioada 15-17 martie curent. Cecul rus trebuie să valideze candidații pentru cursa electorală cel târziu până pe 10 februarie. Până acum au fost înregistrați 4 candidați: președintele în exercițiu Vladimir Putin, Leonid Slutsky de la LDPR, Nicolae Haritonov de la Partidul Comunist al Federației Ruse și Vladislav Davankov de la Partidul Poporul Nou.
Un adevărat infern s-a năpustit asupra chilienilor. Peste 110 oameni și-au pierdut viața în incendiile forestiere care devastează centrul și sudul țării. Este considerată drept cea mai mare tragedie soldată cu decesul unui număr impunător de persoane din ultimul deceniu. Președintele Gabriel Boric a declarat 2 zile de doliu în Chile. Focul face ravagii și astăzi, sugrumând o suprafață de câteva 10.000 de hectare. În regiunea Valparaíso, unde locuiesc aproximativ 2 milioane de oameni, a fost declarată stare de urgență. În lupta cu flăcările sunt antrenați peste 1400 de pompieri, armata, avioane speciale și elicoptere. Ministerul Fondului Locativ din regiune a declarat că aproximativ 6.000 de clădiri rezidențiale au fost avariate de flăcări. Mii de oameni au rămas nu doar fără de locuințe, ci și fără un loc de muncă, iar peste 300 de chilieni au fost dați dispăruți. Our hands are tied. This is my workshop. We stay here. All the sacrifice, all in a lifetime. Pero mira, ya no quedó nada de mi casa, nada. Look, there is nothing left of my house. Nothing, as you can see. The neighbor across the street could not leave. He burned to death because he did not want to leave his house. I lived alone here. Autoritățile chiliene cred că incendiile au fost provocate intenționat, iar temperaturile ridicate de peste 33 de grade Celsius din această perioadă au înrăutățit situația, întrucât focul este de neoprit. Bun găsit! După codul galben emis de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru astăzi, în intervalul orelor 11-23 pe întreg teritoriul țării, se pare că mâine vântul va diminua până la 3 km pe oră. Astfel, vom avea parte de vreme frumoasă, așa cum temperaturile vor fi de-a dreptul primăvăratice. De exemplu, în nordul Republicii se vor înregistra 12 grade Celsius ziua și 0 grade noaptea. Totuși, meteorologii prevăd ploi slabe, iar umiditatea aerului va fi de 80%. În centrul țării, mercurul din termometre va indica 15 grade Celsius pe timp de zi și 3 grade în orele nocturne. Cerul va fi acoperit de nori, dar nu se prevăd precipitații, iar aerul va avea umiditatea de 70%. Cele mai înalte temperaturi vor fi înregistrate totuși în sudul țării. La Cahul, de exemplu, în timpul zilei, mercurul din termometre va indica 17 grade, iar noaptea acesta va coborî până la 5 grade. Cerul va fi acoperit de nori, dar nu se prevăd ploi. Și locuitorii capitalei vor avea parte de vreme blândă. Ziua se vor înregistra 15 grade Celsius, iar noaptea va fi totuși destul de frig, așa cum indicele termometrelor vor coborî până la 3 grade. În ceea ce privește calitatea aerului, specialiștii spun că este una acceptabilă și recomandă plimbările în aer liber, în special în parcuri și zone de agrement. Acestea au fost informațiile. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și fiți cu ochii pe Newsmaker. Toate bune!